ANM a emis marți dimineață un cod portocaliu de viscol și ninsori abundentă pentru 13 județe, dar și un cod galben de precipitații, ploi și ninsori în aproape toată țara. Codul galben este valabil în intervalul 16 martie ora 10-18 martie ora 6, când vor fi precipitații în majoritatea zonelor, iar în regiunile din sudul, estul și centrul țării, precum și în zonele montane și submontane, se vor cumula cantități de apă local de 25-35 de litri pe m pătrat și pe spații mai mici, îndeosebi în jumătatea de est a Munteniei, până la 70 litri pe metru pătrat. Vor fi mai ales ploi, dar treptat în Transilvania și local în Maramureș, iar începând din noaptea de marți spre miercuri și în vestul și nordul Moldovei, vor predomina ninsorile. În toată zona montană și locală în Transilvania și zona subcarpatică din Moldova, stratul de zăpadă nou depus va fi consistent. La munte, la peste 1500 metri altitudine temporar, vântul va sufla tare cu rafale de până la 90 de km la oră, viscolind ninsoarea și determinând scăderea vizibilității. Ana mai precizează că intensificarea ale vântului vor fi pe arii mai restrânse și cu viteză mai mici și în restul teritoriului. Codul portocaliu este valabil în intervalul 16 martie ora 14-17 martie ora 23 și vizează intensificări susținute ale vântului ninsori abundente și viscol puternic în zona Carpaților meridional și de curbură.